Hristos a înviat cu adevărat! Dragii mei, haideți să deschidem Biblia în această dimineață. Matei, capitolul 28, aș dori să citesc primele 10 versete. Sunt relatarea pe care ne-o lasă Evanghelistul Matei vis-a-vis -vis de dimineața învierii Domnului Isus. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frică, de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, am înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că am viat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat, au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Isus le-a zis, nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Amin. Vă rog să recupați locurile. Doresc să mă alătur corului și tuturor celor care până în acest moment au proclamat că Isus Hristos a înviat. Și să spun și eu din toată inima, Hristos este viu. Și pentru că Hristos este viu, viața merită, trăită, veșnicia ne așteaptă și Dumnezeu este de partea noastră slăvit să fie Domnul. În această dimineață vreau să vă vorbesc despre un cuvânt simplu și frumos pe care îl găsesc aici în acest pasaj. L-am citit de multe ori, am meditat asupra lui și vreau să vă vorbesc despre ceea ce le spune Îngerul Femeilor. Vino să vezi ca să poți merge să spui. Acesta este mesajul învierii. Vino să vezi ca apoi să mergi și să spui. Hristos a împlinit 351 de profeții biblice prin nașterea lui, prin viața lui, prin moartea lui și prin învierea lui. 351 de profeții biblice. Statisticienii spun că probabilitatea ca un om să fi împlinit doar 8 dintre cele 351 de profeții este de 1 urmat de 17 zerouri. Probabilitatea ca un singur om să fi împlinit 48 de profeții din cele 351, este unul urmat de 102 zerouri. Iar probabilitatea ca un singur om să le fi împlinit pe toate cele 351 este o cifră compusă din 1 și 800 de zerouri. E ca și cum ai spune că 351 de oameni au avut același vis, în același timp, imposibil, doar dacă ești Dumnezeu. Este foarte interesant că în textul pe care ne l relatează evanghelistul Matei, Biblia vorbește despre uh, un moment în care femeile aceste femei smerite care au fost în preajma Domnului Isus s-au dus să vadă mormântul. Observați sintagma biblică, s-au dus să vadă mormântul. Ceilalți evanghelisti scriu că femeile s-au dus și au luat uh, mir și au luat diferite esențe pentru îmbălsămare ca să îmbălsămeze trupul Domnului uh, pentru că așa era obiceiul după înmormântare însă femeile s-au dus să vadă mormântul. Este foarte interesant și trebuie să vă spun în această dimineață Că dacă Hristos nu ar fi ieșit din mormânt, credința noastră ar fi complet zadarnică. Spune Apostolul Pavel, scriind în 1 Corinteni, capitolul 15, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă Hristos n-a înviat dintre cei morți, înseamnă că nici noi nu vom învia dintre cei morți. Dacă Hristos n-a înviat dintre cei morți, ceea ce credem noi, ceea ce facem noi, faptul că venim la biserică, faptul că facem ser de tineret, Faptul că facem evanghelizări, faptul că facem încercări de a propovădui Evanghelia oamenilor din lume ar fi toate zadarnice. Dar slăvit să fie Domnul, căci Hristos a înviat și pentru că El a înviat, într-o zi vom învia și noi. Și spune Hristos ucenicilor ceva foarte interesant și vreau să mă opresc la acest gând în această dimineață. Le spune El, veniți de vedeți, veniți să-L vedeți pe Hristos și apoi mergeți și spuneți, Celorlalți. Dragii mei, mesajul învierii lui Hristos este exact acesta. Vino să vezi, ca apoi să poți merge la rândul tău și să spui. Spuneam mai devreme și spuneau frații care au luat cuvântul că noi suntem martori ai învierii lui Hristos. În ce fel suntem noi martori ai învierii lui? Noi, prin viața noastră, prin ceea ce spunem, prin modul în care trăim, suntem mărturia faptului că Isus Hristos este viu. Religie au și alții, teologie au și alții, crezuri au și alții. Spre diferență de toți ceilalți, noi avem un Hristos care este viu. Și mărturia noastră, viața noastră ca și credincioși, primește validitate prin însăși faptul că Isus Hristos este viu. Le spune Domnul femeilor acest mesaj veniți de vedeți locul, versetul, versetul, 6 din textul nostru, vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea și acolo îl veți vedea. Mi-am pus întrebarea, de ce Galileea? Tot ceea ce se întâmpla în acest moment era în preajma Ierusalimului. Ierusalimul era centrul spiritual al Israelului. Și totuși în mod paradoxal, Domnul Isus Hristos le spune femeilor să transmită ucenicilor că locul de întâlnire este Galileea. De ce nu Ierusalim? Era momentul ca Domnul Iisus Hristos să arate în fața tuturor liderilor religioși, în fața preoțimii, a fariseilor, a tuturor celor care l-au contestat. Putea să arate pentru prima dată că este cu adevărat cel ce a spus că este. Și totuși Hristos nu alege să meargă la templul din Ierusalim, ci Hristos alege să meargă în Galileea. Asta este întrebarea. De ce i-a chemat Hristos pe ucenici în Galileea. Vreau să ne uităm un pic în Scriptură și să vedem că există un motiv foarte clar. Există, de fapt, multe lucruri atât de frumoase în acest pasaj. Mă voi opri doar la această idee și anume faptul că atunci când îl vezi pe Hristos, ai și mesajul de care ai nevoie să poți să mergi și să spui celorlalți. Ceea ce facem noi în credința noastră, în creștinismul nostru, nu este să transmitem doar un mesaj pe care l-am preluat de la altcineva, ci noi doar noi transmitem un mesaj care spune că Hristos este viu și acest mesaj, în primul rând, ne transformă pe noi și apoi are puterea să transforme pe toți cei care îl ascultă și mă rog din toată inima, ca mesajul nostru să fie întotdeauna, pentru că Hristos este viu, putem și noi să trăim veșnic cu Dumnezeu. Oamenii vor putea să-ți conteste teologia, vor putea să-ți conteste crezul tău, dar nimeni și niciodată nu va putea să conteste Faptul că Hristos a transformat viața ta. Asta este cea mai mare mărturie. Faptul că El este viu a transformat viața mea și poate să transforme și viața ta. De ce Galileea? Vă recitesc versetele. 5 și 6 din textul nostru. Dar îngerul, când au ajuns acolo, a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și ascultați, duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. De ce i-a chemat Hristos pe ucenicii lui în Galileea? În primul rând, înțeleg de aici uh, un lucru care a fost valabil pentru ei atunci și este valabil pentru noi astăzi. Hristos vrea ca învierea lui să fie invitația întâlnirii tale cu tine. Cu alte cuvinte, învierea lui Hristos nu te ajută dacă nu ești dornic și dispus să te întâlnești cu el. Cu alte cuvinte, dacă ne uităm la lumea în care trăim, putem foarte simplu să spunem cât de mulți oameni proclamă într-o perioadă ca și aceasta că Isus Hristos a înviat. Asta e prima întrebare. Foarte mulți. Dar întrebarea următoare este, dacă proclam că Isus a înviat, ești dispus să te duci să te întâlnești cu El? O lume întreagă sărbătorește astăzi învierea Lui Hristos. Mulți își fac acum vizita bianuală la biserică. Se duc, stau în mod tradițional la înviere, până târziu noaptea, și străduiesc să, iau, să ia lumină, ca apoi să plece de unde au venit și poate mai trist, la fel cum au venit. O lume întreagă vrea să ia lumina învierii lui Hristos, ca apoi să meargă și să continue să trăiască în întunericul propriilor lor păcate. Întrebarea pe care o am față de fiecare dintre noi în această dimineață este la ce te ajută un mântuitor înviat dacă nu vrei niciodată să mergi să ai părtășie cu el? La ce te ajută să vii la biserică dacă nu vrei să te întâlnești cu Hristos în mod personal? Dacă nu-i simți prezența, dacă nu trăiești emoția, bucuria întâlnirii cu El, la ce te ajută să știi că El este viu, să cunoști din punct de vedere intelectual această informație, dar ea să nu te ajute cu nimic la mântuire. Poți merge la biserică, poți să-ți dai zeciuiala, poți fi botezat, poți să iei cina, dar până când nu te întâlnești cu cel înviat din Galileea, nu-ți va fi de niciun folos. Trebuie să înțelegem că învierea lui Hristos și motivul pentru care Hristos se cheamă în Galileea, învierea lui Hristos a fost de fapt invitația lui Hristos pentru ca ucenicii să se întâlnească cu El. În această dimineață, mesajul învierii este același. Faptul că Hristos a înviat este o invitație deschisă pentru fiecare dintre noi ca să avem o întâlnire cu El. Proclam cu gura, Hristos a înviat, poate și repeți, adevărat a înviat. Întrebarea este, dacă spui că Hristos a înviat, ești gata în dimineața asta să te întâlnești cu El? Pentru că ăsta este mesajul învierii. Le-a spus femeilor, mergeți în Galileea și spuneți ucenicilor mei că acolo ne vom întâlni. De ce Galileea? Pentru că învierea atunci, învierea astăzi, învierea întotdeauna, înseamnă invitația deschisă de Hristos pentru ca noi să ne întâlnim cu El. La ce te ajută, spuneam, să ai un mântuitor viu, dacă nu te întâlnești niciodată cu El? Hristos a zis, îi chem în Galileea, vreau să mă întâlnesc cu ei, cu ucenicii, să le vorbesc. Vreau să le vorbesc pentru că nu-i de ajuns, dragii mei, să știm că El este viu. Și Satan știe că Isus este viu. Și demonii din iad știu că Isus este viu. Și preoții care i-au mituit pe străjer să spună că cineva a furat trupul lui Hristos. Și ei știau că Isus este viu. Dar întrebarea este, la ce i-a ajutat? Cu toate că știau acest lucru, dacă nu s-au dus să se întâlnească cu el. Dacă vrei să fii schimbat, dragul meu, dacă vrei ca viața ta să fie transformată, dacă vrei ca păcatele tale să fie șterse, dacă vrei să scapi de un mod de viață care te apasă, E bine să proclam căci Hristos e viu. De aici începe totul. Dar următorul lucru pe care e obligatoriu să-l faci este să te duci, să te întâlnești cu el. De ce trebuie să te întâlnești cu Hristos? De ce învierea este sinonimă cu întâlnirea lui Hristos? De ce învierea are uh, rost în viața noastră? Are beneficii doar atunci când ne întâlnim cu Hristos, pentru că al Înțelege pe Hristos, a merge după Hristos, a-L urma pe Hristos, că asta este de fapt chemarea Domnului pentru ucenici. Duceți-vă voi în Galileea și apoi spuneți-le ucenicilor să vină și ei acolo. De ce e așa de important că învierea te cheamă la întâlnire cu Hristos? Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le ating foarte repede. În primul rând, când îl urmezi pe Hristos, mărturia ta este diferită. Când mergi după Hristos, mărturia ta e altfel. Știți că citim aici, dacă ați fost atenți la citire, spune și Matei, spune și Marcu, că mormântul a fost pecetluit cu o piatră mare. Și când femeile au ajuns acolo, pasajul pe care l-am citit indică faptul că ele au găsit acolo mormântul, altfel de cum se așteptau. Evanghelistul Marcu spune că uh, și ceilalți evangeliști, uh, subliniază faptul că femeile se gândeau cine ne va da piatra la o parte. Dacă vă gândiți la modul în care cei ce s-au dus la mormânt s-au raportat la ce vor găsi acolo, e foarte interesant că piatra juca un rol uh, crucial în această imagine. Doar că vreau să vă spun ceva. Uh, piatra n-a fost dată la o parte ca Iisus Hristos să iasă, ci piatra a fost dată la o parte ca femeile să poată intra și să vadă. Dacă vă uitați cu atenție, când au ajuns femeile acolo, piatra fusese dată la o parte, dar n-a ieșit Hristos, pentru că El deja era viu. Pe Hristos nu l-a oprit o piatră, ci îngerul care s-a coborât în mijlocul acelui cutremur, așa cum citim în Evanghelia după Matei, el a dat la o parte piatra. Și repet, piatra n-a fost dată la o parte, dragii mei, pentru ca Hristos să iasă, ci piatra a fost dată la o parte pentru ca femeile să poată să intre și să creadă. Așa spune Biblia. Îngerul a luat cuvântul și a zis: „Nu vă temeți, pentru că eu știu că voi căutați pe Isus.” Vreau să vă spun că atunci când mergem după Isus, mărturia noastră se schimbă. Mă uit la aceste femei. Mărturia lor s-a schimbat radical. Au ajuns la mormânt și au văzut piatra acolo. Dintr-o dată îngerul a prăvălit-o, dată -o la o parte și când au intrat, invitate de îngeri, au putut să vadă ca apoi să meargă și să spună. Când îl urmezi pe Hristos, se schimbă mărturia ta. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta, dragi frați creștini, faptul că noi îl urmăm pe Hristos, uh, Arată lumii acestea că avem o altă mărturie. Care este mărturia? Care este esența învierii? Îi chem la o biserică frumoasă? Foarte bine. Îi chem la o părtășie frumoasă în biserică? Foarte bine. Îi invit să vină din când în când. Dar înainte de orice, mărturia ta trebuie să fie diferită. Când îl vezi pe Hristosul înviat, vino și vezi spunea îngerul, ca apoi să poți merge și să spui. Când îl urmezi pe Hristos, mărturia ta este diferită. Și mai ceva, când îl urmezi pe Hristos, devotamentul tău este diferit. Pot un pic să vă rețin atenția și să vă provoc să vă gândiți la aceste două femei. Au fost alături de Domnul în toată lucrarea pe care a avut-o el timp de trei ani și jumătate. Au fost prezente la evenimentele în care era implicat Domnul, a fost, au fost prezente la suferința Domnului, au fost prezente atunci când Domnul Isus a fost bat au fost acolo și au slujit Domnului. Au fost devotate, dacă vreți, Domnului. Iar în această dimineață se duc la mormânt pentru că devotamentul și dragostea lor față de Hristos îi cheamă. Le cheamă acolo. Dar vreau să înțelegem un lucru. Când noi urmăm pe Hristos, devotamentul nostru și fidelitatea noastră este față de Domnul, nu față de un sistem. Știți că în acest text mai există niște oameni fideli. Poate nu v-ați gândit la ei. Știți cine sunt ăștia? Străjerii. Și străjerii au fost credincioși slujbei care le-a fost încredințată. Spune Biblia că au stat acolo și au păzit mormântul. Îmi place că atunci când vine Îngerul, Îngerul îi ignoră complet pe străjerii care înghețaseră de groază și de frică. Și îngerul se adresează femeilor. Știți de ce cred că se adresează femeilor? Pentru că devotamentul nostru față de Dumnezeu este cel care ne schimbă în mod radical modul în care îl slujim pe Dumnezeu. Femeile au rămas devotate Domnului Isus Hristos, unei persoane. Vă rog să nu uitați că atunci când îngerul le spune nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Isus, de fapt lucrurile sunt cât se poate de personale. Îngerul le spune, știu că voi îl căutați pe Isus. Nu îl căutați pe rabin, da, Isus era rabin. Nu îl căutați pe liderul vostru, da, Isus era liderul vostru. Nu îl căutați nici măcar pe învățătorul vostru. Nu îl căutați pe Isus omul politic, ci îl căutați pe Isus. Atunci când îl urmezi pe Hristos, devotamentul tău față de Dumnezeu este diferit. Vă întreb, dragi creștini, în spunea spuneam adineaur că trebuie să transforme mărturia noastră. O face. În lui Hristos trebuie să transforme devotamentul nostru față de Hristos. Femeile erau devotate lui Hristos. Și soldații erau devotați unui sistem, unui sistem care a ieșuat în cele din urmă. Au fost devotați, probabil conducătorului lor, gărzilor care erau împreună cu ei acolo și superiorilor lor, erau devotați fariseilor, preoților. Devotamentul tău ar trebui să se schimbe atunci când lași ca învierea lui Hristos să producă întâlnirea lui cu tine sau întâlnirea ta cu el. Ce se schimbă când îl urmezi pe Hristos? Mărturia ta, devotamentul tău față de Dumnezeu, și mai ceva, când îl urmezi pe Hristos, se schimbă și influența ta în lume. Și aș vrea să înțelegem în această dimineață că învierea lui Hristos trebuie să schimbe mărturia noastră, trebuie să schimbe devotamentul nostru, trebuie să schimbe influența. Stau și mă gândesc. Și n-am cum să mă gândesc și sunt sigur că ați făcut o și voi de atâtea ori. Au fost 12 oameni simpli care au avut un impact covârșitor în lumea de atunci. Mesajul învierii, veniți în Galileea. De fapt asta a fost mesajul lui Hristos. Aceasta a fost chemarea lui Hristos. De ce trebuie să meargă ucenicii în Galileea? Pentru că învierea lui Hristos este sinonimă cu invitația întâlnirii cu el. Veniți în Galileea. Impactul lor, v-ați gândit care a fost impactul, cum se poate ca 12 oameni atât de simpli, veniți din, veniți din medii atât de diferite, să poată avea un impact atât de mare în societatea vremii de atunci și să răspândească mesajul lui Hristos în lumea întreagă. Gândiți-vă că mesajul a început să se răspândească în Ierusalim. Mesajul a început apoi să se răspândească în tot ținutul Israelului. Apoi mesajul a ieșit din granițele Israelului până când a cuprins întregul Imperiu Roman. Sau și mă întreb, e interesant cum un grup de 12 oameni care după ce s-au întâlnit cu Hristosul înviat, au avut parte de atât de multă influență în societatea vremilor și influența lor s-a transmis și mesajul lor s-a transmis peste generații. Iar dacă noi astăzi suntem aici în biserică, poarta cerului, este că 12 oameni care l-au văzut pe Hristosul în au dus mesajul lui mai departe și au avut o influență covârșitoare în lumea în care trăim. 12 oameni simpli aveau să întoarcă invers lumea de atunci. Israelul dominat de Roma. Avea să aibă de furcă nu cu o armată de opozanți, ci cu o mână de oameni simpli care nu declarau altceva decât că omul din Galileea a înviat. Uh, au fost gata să sufere, au fost gata să fie umiliți, au fost gata să fie marginalizați, au fost gata să fie omorâți. Acest mesaj a umplut întâi Ierusalimul, apoi Israelul, apoi tot. Uh, Imperiul roman, romanii aveau să constate cu stupoare că numărul credincioșilor creștea fără ca să-l poată opri, că devenea o forță tăcută care nu aveau decât altă armă decât dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni și mesajul învierii lui Hristos. Romanii au umplut arenele cu creștinii care apoi erau omorâți fără milă de animalele înfometate. Romanii au acuzat creștinii sub dominația împăratului Nero că au incendiat Roma. Citiți istoria, e fascinant modul în care istoria prezintă această realitate. Împăratul Nero a dat foc Romei și apoi a acuzat creștinii. Da, creștinii au dat foc Romei, dar nu așa cum zicea Nero. Au dat foc unei vieți vechi, unei ideologii moarte. Întrebarea este, în această dimineață, în vierea lui Hristos, ți-a schimbat mărturia, ți-a schimbat devotamentul, ți-a schimbat mesajul și influența pe care o ai între oameni. De aceea i-a chemat Isus în Galileea, pentru că a vrut ca ucenicii să înțeleagă atunci. Și cred că vrea să înțelegem și noi, ucenicii de astăzi, că învierea lui nu este altceva decât o invitație de a ne întâlni cu el. Dacă ești aici, la poarta cerului, în această dimineață, și auzi atât de frumos, a proclamat învierea în toate felurile, în rugă, în cânt, în poezie, n-ai vrea ca după ce ai auzit învierea, ca mesaj propovăduit atât de clar, să faci următorul pas să accepti invitația să te întâlnești cu Hristos. Ăsta e primul lucru pentru care Hristos i-a chemat pe ucenici în Galileea. Al doilea lucru la care vreau să mă opresc, spune versetul 18, nu l-am citit în această dimineață, dar este o continuare logică a textului, spune Biblia, Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei, adică cu ucenicii lui și le-a zis, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, potezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, iar eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Deci a chemat Isus pe ucenicii lui în Galileea, pentru că a vrut să înțeleagă că învierea îi invită la întâlnire. Și mai ceva, i-a chemat în Galileea pentru că Hristos, le arată ucenicilor de atunci și ne arată ucenicilor ne arată nouă ucenicilor de astăzi că el nu abandonează și nu dezamăgește niciodată vă rog să vă gândiți împreună cu mine e lecția predată de cel mai mare profesor și lecția este foarte simplă după răstignire ucenicii se simțeau singuri se simțeau abandonați ucenicii credeau că totul se sfârșise. Gândiți-vă la 12 oameni, rămăseseră 11 dintre cei inițial alește Domnul pentru că Iuda a ieșit din numărul lor. Această mână de oameni se simțeau debusolați. Hristos, deși le spusese în nenumărate rânduri că avea să fie răstignit, avea să fie judecat, umilit, răstignit și apoi avea să învie. Pentru ucenici, cumva, informația asta a trecut pe lângă ei. Și vine momentul când Hristos este pus într-un mormânt. Ucenicii au asistat la această scenă în care Hristos moare și speranțele lor, toată nădejdea lor, toate dorințele pe care le aveau în inimă, toate visele pe care le aveau în mintea lor s-au năruit. Se simt singuri, se simt debusolați, se simt abandonați. Și vine îngerul și spune Mariei, du-te și spune fraților mei că ne vedem în Galileea. De ce? Pentru că trebuie să le confirm lor atunci și nouă astăzi că Isus nu abandonează și nu dezamăgește niciodată. Poate că ești aici în această dimineață și ai fost dezamăgit de oameni și cu siguranță Experiența vieții multora dintre noi este că suntem dezamăgiți de oameni. Uneori oamenii și au angajamente pe care nu le pot ține. Uneori oamenii fac promisiuni pe care fie le uită, fie nu mai au puterea să le împlinească. Dar sunt aici să vă spun în această dimineață că Domnul Isus nu dezamăgește niciodată, nu abandonează niciodată. Se simțeau vinovați, ucenicii, absolut. Se simțeau abandonați într-un fel de cel pe care au crezut că le va oferi totul se simțeau în același timp, în egală măsură vinovați că ei la rândul lor l-au abandonat pe Hristos. Însă Hristos îi cheamă în Galileea ca să le confirme că Domnul nu abandonează și nu dezamăgește niciodată. Poate ai venit în dimineața învierii la biserică, poate te-a chemat cineva la poarta cerului, poate ești unul dintre cei care faci parte din biserica poarta cerului, și poate ești dezamăgit, poate ai trecut prin frământări în viața ta, poate viața ta a fost Ținta unor eșecuri sau unor suferințe care te fac în dimineața asta să spui: M-am convins de oameni, nu mă pot ajuta. Sunt aici să vă spun că Dumnezeu nu dezamăgește niciodată. Ce înțeleg din acest lucru? Ce înseamnă că Domnul nu ne abandonează și nu dezamăgește niciodată? Câteva lucruri foarte frumoase din acest text. În primul rând. Atunci când spun căci Hristos nu te dezamăgește și nu abandonează niciodată omul, spun că și El vine, Hristos, vine să te ridice exact de unde ai căzut. Asta este lucrul frumos la Dumnezeu. Dumnezeu te ia exact de unde ești. Dumnezeu știe să te caute și să te găsească exact acolo unde ești. Femeile erau într-un moment în viața lor când sunt sigur că inimile lor erau frânte de durere, erau poate dezamăgite că Domnul a murit și lucrurile s-au întâmplat altfel de cum credeau ele. Rângerul vine și le spune, mai este ceva pentru voi. Pentru oricine care sunteți aici în această dimineață, vreau să înțelegeți, Hristos vrea să te ridice exact de unde ești, din starea în care ești. Poate Ești într-o stare în care spui, aștept să se schimbe ceva în viața mea și pe urmă mă pocăiesc. De multe ori, oamenii care vor să încheie un legământ cu Dumnezeu sau oamenii care doresc să se apropie de Dumnezeu vor spune într-un fel sau altul, aștept să-mi pun un pic viața în ordine și apoi vreau să mă pocăiesc. Vreau să vă spun, dragii mei, că întoarcerea la Dumnezeu nu este un curs de perfecționare personală. Dumnezeu nu mă așteaptă pe mine ca să mă fac mai bun, ca apoi să vină și să mă ofere mântuirea, ci Dumnezeu așteaptă ca eu să vin la El așa cum sunt. Știți, cântăm noi cântarea, așa cum sunt, la tine vin. Venim noi la el și vine el la noi, pentru că el ne găsește în dragostea lui exact așa cum suntem. Hristos i-a confruntat pe ucenici cu realitatea, însă niciodată nu i-a condamnat. Se îndoiau. Observați dacă citiți textul în întregime, veți observa că unii dintre ei când l-au văzut pe Isus înviat, chiar acolo în Galileea, l-au văzut acolo în fața lor, unii l-au crezut, iar alții s-au îndoit. Hristos nu abandonează și Hristos nu dezamăgește. Asta înseamnă că El vine și te caută acolo unde ești. Asta înseamnă că El te va confrunta întotdeauna cu realitatea vieții tale fără să te condamne. Poate ești aici în această dimineață și cuvântul lui Dumnezeu, mesajul cântării, mesajul poeziei, te-a confruntat cu realitatea din viața ta. Poate că pentru tine învierea a însemnat doar o informație la nivel intelectual și n-ai înțeles niciodată că învierea lui Hristos de fapt te cheamă să te întâlnești cu El. Poate că ai crezut că dacă oamenii te-au dezamăgit, de Dumnezeu nu poate să-ți ofere nimic în plus. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu va dezamăgi niciodată. Hristos nu dezamăgește niciodată. I-a confruntat cu realitatea. Într-adevăr, unii dintre ei s-au îndoit. Te-au dezamăgit prietenii, te-a dezamăgit poate familia, poate te-au dezamăgit cei din biserică, deși n-ar trebui să se întâmple acest lucru. Sunt aici să vă spun că Hristos nu dezamăgește și nu abandonează niciodată slăvit să fie Domnul. Și mai e ceva, Hristos chemându-i în Galileea, le-a arătat că El nu dezamăgește. Și asta înseamnă că dragostea Lui Hristos este mai mare decât eșecul lor. Când i-a chemat în Galileea, cred că ucenicii s-au gândit oare mai este ceva pentru noi? Oare există ceva încă pentru noi? Oare Hristos mai are ceva pentru mine? Poate este întrebarea pe care ți-o pui și tu în această dimineață, venind în casa Lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu încă și pentru mine ceva? De ce i-a chemat Hristos? pe ucenicii lui în Galilea, pentru că învierea trebuie să te ducă la întâlnire. 2. Pentru că Hristos nu va dezamăgi niciodată. Și vreau să închei cu un al treilea gând pe care îl văd aici în Scriptură. Hristos i-a chemat pe ucenicii lui în Galilea și observați versetele 19 și 20 ale textului, le recitesc pentru că sunt prea frumoase. Duceți-vă, le spune Domnul, după ce sunt acolo, împreună în Galileea, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Hristos îi cheamă în Galileea pentru că vrea să dea ucenicilor. Asta este al treilea lucru dintre multele care sunt în textul nostru. Îi cheamă în Galileea pentru că vrea să dea ucenicilor șansa unui nou început. Poate v-ați întrebat ca și mine, dar de ce Galilea? De ce nu putea în Ierusalim să se deruleze totul? De ce nu putea Hristos să vină la templu? De ce nu putea pentru prima dată să arate cine este El cu adevărat? De ce nu putea atunci să-i confrunte pe preoții de acolo? De ce nu putea să le spună tuturor că El cu adevărat este cel ce spusese că este? Hristos i-a chemat în Galileea pentru că ucenicii aveau nevoie să o ia de la capăt. Dez, debusolați, deznădăștuiți, se învinovățeau că l-au părăsit, se întrebau dacă aici se termină totul. Pentru noi poate este o, un moment greu să ne raportăm la ceea ce au trăit ucenicii. Nu aveau tehnologia de astăzi, nu puteau să intre pe internet să vadă ultimele știri, ultimele noutăți s-au retras după ce Domnul, după ce învățătorul, după ce prietenul lor cel mai bun și cel mai drag a fost răstignit și așezat într-un mormânt rece, s-au retras fiecare și și-au pus cu siguranță această întrebare. Aici oare se termină totul? Ăsta se însemne sfârșitul? Aici oare punem capăt la cei trei ani și jumătate atât de frumoși în care ne-am construit speranțe? Ne-am făcut speranțe că El, Hristos, va schimba radical lumea din jurul nostru. Sunt acolo debusolați, dezorientați. Hristos se cheamă în Galileea pentru că vrea să le dea șansa unui nou început. Și acest nou început, ce-a fost? E așa de frumos cum vorbește Biblia. Îi cheamă Hristos în Galileea pentru că eu cred că pentru ucenici era importantă Galileea pentru că de acolo a început totul. O să te întreb ceva. Trebuie să vă spun că fiecare dintre noi avem Galileea noastră. Poate că nu este un loc fizic. Nu te duci într-un loc fizic unde să-ți amintești sau poate ai locuri dragi unde te duci și îți amintești de copilăria ta, îți amintești când poate petreceai ore în șir în natură, e fain și dacă ai asta. Dar Galileea noastră este locul unde Hristos din când în când ne atrage și ne dă întâlnire pentru că vrea să ne dea șansa unui nou început. I-a chemat Hristos pe ucenici în Galileea, pentru că a vrut ca ei să nu uite că de acolo a început totul. Vă întreb în această dimineață frumoasă de înviere, când stăm într-un context atât de binecuvântat, în condiții atât de bune, vă mai amintiți unde a început totul în viața voastră cu Hristos? Cum a fost când te-ai pocăit, când te-ai întors la Dumnezeu? când îl iubeai din toată inima pe Domnul. Când veneai la biserică de drag, abia pucai să se facă o slujbă și erai prezent. Veneai la rugăciune, veneai la biserică. Nu conta cine predica, nu conta cât de titrați erau cântăreții. Te mâna dorul să fie acolo. Dar timpul a trecut și ai ajuns undeva în Ierusalim. Acum ai multă teologie și multă religie, ești capabil să faci analiză. Și vine Hristos într-o dimineață ca asta și îți zice, aduți aminte unde a început totul. S-ar putea să ai nevoie să te întorci. Drumul rămâne același. Au parcurs ucenicii drumul de 15 km între Ierusalim și Galileea de multe ori. Dar, totuși, direcția că era alta în această zi. Hristos se cheamă acolo pentru că vrea să le dea șansa unui nou început. Oare în dimineața asta ești aici și îți aduci aminte unde a început totul între tine și Dumnezeu? Asta a vrut de fapt Hristos să le spună. În Galileea a început totul, acolo i-a chemat, acolo i-a ales. Acolo i a spus, lăsați-vă mrejele, și vă voi face pescar de oameni. E adevărat că dacă te uiți la ucenici, mulți și-au -au lăsat mreaja pe țărm. Dar au continuat să-și ducă cu ei mentalitatea. Dar acolo a început totul. În dimineața asta, în învierea lui Hristos te invită să te duci înapoi la momentul în care te-ai întâlnit tu cu Hristos. Să ai un moment de reflexie. Oare între atunci și acum s-a schimbat ceva în viața ta? Ucenicii, spuneam, erau debusolați, erau deznădăjduiți. Dar Hristos i-a chemat în Galileea pentru că a vrut să nu uite de unde a început totul. Hristos i-a chemat în Galileea pentru că Galileea mai înseamnă ceva. Mandatul lor divin nu se schimbă datorită eșecului. Dragii mei, ăsta este un lucru atât de frumos și de important. Putea Hristos, după ce i-a chemat în Galileea, să le spună, m-ați dezamăgit îmi făcusem speranțe că voi veți duce Evanghelia. Mi-am făcut speranțe că voi într-o zi veți evangheliza nu doar Israelul, ci și lumea întreagă, dar m dezamăgit, trebuie să găsesc pe alții. V-am citit cele două versete, 19 și 20. Hristos le spune, mandatul vostru nu s-a schimbat. În dimineața aceasta, Hristos ne spune nou același lucru. Chemarea noastră și mandatul nostru nu s-a schimbat. Poate că ești aici ai avut un eșec în viața ta. Poate că din Galileea, unde te-ai întâlnit cu Hristos, ai ajuns departe în Ierusalim. Poate odată erai un om plin de Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Poate într-o zi te bucurai de părtășie cu Dumnezeu. Puteai să te rogi până când timpul nu mai conta, dar acum ai ajuns și tu undeva în Ierusalim, acolo unde totul devine formal și religios. Hristos te invită în dimineața aceasta să vii în Galileea, pentru că acolo a început totul. Amintește-ți de începuturile tale cu Dumnezeu. Amintește-ți de dragostea din tâi. Dacă este un mesaj pe care scriitorul Ioan îl spune în Apocalipsa și de fapt este unul dintre lucrurile pe care Hristos le transmite bisericii. Amintește-ți de dragostea ta din tâi. Adică cu alte cuvinte spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Amintește-ți cum ai fost la început. Nu te du la început, doar amintește-ți cum ai fost la început. Du-te înapoi la ceea ce însemna Dumnezeu pentru tine. Hristos le spune, Galileea e locul de unde a început totul. N-aveți voie să uitați. Suntem așa de uituci. Suferim așa de des de amnezie spirituală. Iertați-mă că folosesc această sintagmă. Dumnezeu face atâtea lucruri în viața noastră, dar noi tindem să le uităm. În dimineața asta, în vierea, chemarea lui Hristos, pentru ucenici în Galileea este ca să nu uite. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este, Doamne ajută-ne să nu uităm în această dimineață de unde ne-ai scos și unde am fost și unde suntem astăzi. Mandatul nu s-a schimbat. Le zice, veți merge înainte, vă veți duce și veți propovădui veți Evanghelia, veți face ucenici. Mandatul nu se schimbă. Și mai ceva, tot din Galileea Hristos avea să se înalțe la cer, nu peste multă vreme. Și cu asta închei, cu ultimul gând, e chemat în Galileea pentru că trebuiau să o ia de la capăt, să aibă parte de un nou început. Aici a început totul, le spune Hristos, nu uitați, doi, le spune, mandatul vostru nu s-a terminat, n-a fost anulat. Și le mai spune ceva Hristos, voi de aici din Galileea veți continua ceea ce am început eu. Hristos avea să se înalțe la cer, avea să plece. Și aceiași ucenici, în același loc, în aceeași Galileie, aveau să-L privească, aveau să-L vadă înălțându-se. Și de fapt Hristos le spune, voi aveți datoria să continuați ceea ce am început eu. Ăsta este mesajul învierii. Le spune îngerul femeilor, veniți să vedeți locul. Hristos nu mai era de mult acolo. Veniți să vedeți ca apoi să puteți merge și să spuneți. Ăsta este mesajul învierii. Să vezi unde a fost Hristos și apoi să poți să ai un mesaj. Piatra n-a fost dată la o parte ca să iasă el, ci piatra a fost dată la o parte ca să putem noi să vedem înăuntru. Aveau nevoie ca credința lor să fie fundamentată. Învierea te cheamă la întâlnire. Hristos te cheamă să înțelegi că El nu dezamăgește și nu o abandonează. Și Hristos te cheamă și într-o dimineață de sărbătoare ca asta. Dacă ai nevoie să o iei de la capăt, El este aici și îți amintește că odată ai început cu El și datoria ta este să analizezi unde ești astăzi. Și dacă ai nevoie să te duci în Galileea ta, El încă este acolo și te așteaptă. Mă rog din toată inima ca fiecare dintre noi să înțelegem acest mesaj frumos pe care Biblia ne-l transmite. Vino să vezi ca apoi să mergi și să poți spune altora. Amin.